2021 was a difficult and demanding year. The COVID-19 pandemic was and still is a crucial factor in disrupting everyone's lives, but with a disproportionate impact on women and girls. The rise of cases of domestic violence that they have faced due to lockdowns all over the world tell us a story of an ongoing discrimination and overlooking of their condition and struggles. We need, thus, urgent actions. One of them is to make visible the issues that slightly more than half of the planet's population is facing every day. Thus, annually, we are coming together globally to raise awareness and show support in combating the phenomenon of violence against women and girls and the systemic discrimination that they face daily. We are doing this through the 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence campaign that starts on the 25th November and goes on until the 10th of December. The event culminates on the Human Rights Day as an indicator and a reminder that violence against women and girls is a violation of human rights across the globe. With this, through all the activities that are going on globally, the people who are actively participating in it are urging the political leaders, non-governmental institutions, opinion leaders, stakeholders, business owners, and everyone else to advocate for eliminating this phenomenon worldwide, nationally, regionally, locally, and personally. This year, we are advocating for ending violence against women now. There is no other deadline than this minute, this second, this exact moment in time when we should all take a step back and critically assess what is the situation we're facing and what are the actions that we can take individually and collectively so that girls can be safer wherever they are in the world. Men's involvement in this is a prerequisite for advancing gender equality, but also having a role in ending violence now. The support of the government and of the legal system is important as well. And now that the Republic of Moldova has ratified the Istanbul Convention, tackling discrimination and gender-based violence became an issue that concerns more than ever each and everyone. The document comes to show that our contemporary world needs to go through a lot of changes so that we can reach gender equality. Changes that have to be made on all levels of life. Combating this on a legal level is not enough. What is needed is a common cooperation and a collective effort for dismantling not just decades, but centuries of patriarchal thinking that works against the well-being of women and men alike. We need to identify and distinguish forms of socially constructed behaviors that discriminate and inhibit the development of women and girls and create toxic responses. Patriarchal thinking and reactive actions constructed on myths, culture, and ideologies. Thus, we need to open the floor and discuss about gendered expectation and how they condition us to act in certain ways, how they make us think in binaries and adopt behaviors that don't favor us as societies. Which is what we're going to discuss today with our distinguished guests from the first panel, Mr. Simon Springett, from the UN office in Moldova, Mr. Yanis Majeks, ambassador at the EU delegation in the Republic of Moldova, and Mr. Erik Virkensjö, first secretary at the Embassy of Sweden. Hello, gentlemen. Thank you for coming here. I'll start with Mr. Simon Springett. As I said, he's from the United Nations office in Moldova. Mr. Springett, you're currently here as a man that has made gender equality important in your life and work. Please tell us, what was the event or the series of events that happened in your life that brought you here today? Well, thank you, Vitaly, and thank you for the kind invitation to join you today, and also to thank you and women for bringing together different perspectives as we enter the 16 days of activism for against violence against women. I'm not sure I could say there was any event or series of events. I think
many of us come to the realization that, you know, human rights are clearly indivisible, and we shouldn't make distinctions on rights between men and women. A lot of this, I think, comes from your upbringing, how your family raised you, and the immediate society around you. And I think a lot of this is also reinforced through your education. So what you actually see, what you witness, what you hear, really plays a formative role in how you perceive the roles of gender, of men and women, what you view as a stereotype, what you view as right and wrong. And I think I was very lucky in the sense that I grew up in a family that didn't really make those distinctions, or at least those distinctions weren't made in a way that were so obvious that it creates a change in the way that you act and in the way that you interact. I always, looking through my education and through my university, I always wanted to do some sort of job that was value-based and had a very strong moral underpinning. I was fortunate that I studied geology in university, but I also studied at a dual track. I also studied women's studies. And I don't think you need to study women's studies in university to understand inequalities and difficulties. Yeah, thank you. Nevertheless, we have these people that disagree with the Istanbul Convention. We hope that in time they'll understand and will realize the importance of this document and how it helped advance the struggle for women rights and against the violence against women. I'll turn to you, Mr. Majeks. Miss Your Excellency, how is the European delegation contributing to ending gender-based violence, and which are the advantages of Gender Action Plan 3 in this regard? Okay. Well, thank you. To give the most obvious example, in this country, there's 193 countries in the world, and only one of them has a woman president and prime minister at the same time, which is the Republic of Moldova, which I think you can be proud of, but it makes you think that, well, there are so many countries, and perhaps there would be 20 more where one of those positions would be taken by a woman. But it means that in 170 countries, this is not the case. So for these reasons, the European Union has adopted a Gender Action Plan 3, which was adopted exactly almost 1 year ago on the 25th of November last year, which promotes the activities in this area in all around the countries of the globe. And much of it is about the so-called mainstreaming. Because if we talk about non-discrimination, our first thought is, well, let's just approach everyone equally, which may be a good starting point, but it's not necessarily adequate. To give the most obvious example, if you treat everyone completely the same, then disabled people are very likely to be discriminated against because they need special treatment to have equality. For us, this mainstreaming is a very large part of it. So just to think of the gender aspect in the other activities that we are having, for instance, whether it is the green area or it is the digital area, so just think of how these activities would influence the life of women. Similarly, we will have also a particular emphasis on the disabled women's rights. But it is not just about women, of course. And for that purpose, we are also working with men. In the Republic of Moldova, there have been established 9 fathers' clubs where young men who are fathers or are going to be fathers meet together, they can discuss things, they can play with their children. And this is also a very, very important forum where they can also discuss those issues that affect them as men vis-a-vis women. And this is also something that we just need to have a cognizant focus on. For instance, today we have what I would call as a manel, meaning that we have a panel without women.
And frankly, this is almost the only circumstance where I would find it this acceptable, because if we are talking about violence against women, then it is quite natural that this might be a panel which consists only of men. But when it is any other issue, then there is no logic why there shouldn't be representation of women. And perhaps we're not thinking about it that way, but we should. And once we start thinking in the background of our minds whether this activity or non-activity would affect women in a diverse way, then this is already the first step forward so that we can be more equal as a society. Thank you. I'll turn now to Erik Virkensjö from the Embassy of Sweden. The embassy has been a strategic partner working with UN Women Moldova and globally for achieving gender equality and lobbying for legal systems that are inclusive and dismantle systemic discrimination against women and girls. Mr. Virkensjö, I'll try to make a bridge between what Mr. Majek has said, and like I remember reading when he was mentioning the concept of mainstreaming, like for me Sweden was kind of ring in the head. I remember by now it's a kind of a famous case. I remember when people were discussing snow cleaning in one of the Swedish cities, and this is kind of a good example. Like there was how that affects women, and when they started to dig in, they discovered that basically if you first clean the streets, you are helping men who are more likely to drive to the work. You are first starting to clean the sidewalks, you are helping the women that are more often going with the children to the schools and kindergartens and so on and so on. That's a good example of mainstreaming. And also like in our kind of imaginary, to put it this way, Sweden is always and has always kind of been associated with a progressive attitude towards women. How are gender equality values something that you were brought up with in Sweden, and how you would say that impacted your view on life and your role as a man in the society? Thank you very much. That's a very good question, and thank you also for the invitation and to the organizers for putting this panel together. I think it's a good question, and I would perhaps like to share three examples or reflections from my own life, one from childhood, one from education, and one from my professional life. And first, you mentioned that Sweden is often viewed as a role model in these issues, but I would also like to underline that I am not saying that Sweden is gender equal, and this is a work in progress and a path that we are on, and there is a lot of work to be done still, of course. But personally, I grew up around strong women, and my mother and my grandmother were and are still some of my biggest role models. And I think that I was brought up to not make a difference between boys and girls and treat everyone with the same respect. And I think this was a relatively gender equal environment, even though this was not something that I remember was being discussed in the family. It was more just a way of how you interact with others. But both my parents were working when I grew up, and Sweden has for a long time had family policy that aims to support the dual earner family model that ensures the same rights and obligations for both women and men, mothers and fathers. And I mean, looking back, let's say 40, 50 years in Sweden, I think that these very practical things like being able to take parental leave and having affordable childcare were things that changed society and made it more gender equal, because women could enter the workforce and have some financial independence, which I think, so I think it often comes down to very practical things like that. Another example from education, I was in school in the 90s and early 2000s, and honestly I can't say that I remember that gender equality was a big part of the discussion or education. But I have one very strong memory from when I was
in ninth grade, and 15 years old. This is in Sweden, and there was a lecturer that came to our school to talk about gender equality or maybe feminism. For me, it's basically the same thing. And this lecturer showed us two identical pictures of a crying baby. It's the same picture, but they had photoshopped the pictures so that in one photo, the baby had blue clothes, and in the other photo, the clothes were pink. And the lecturer told us that they had made a survey where they showed one of the photos to people, and the people were asked to describe the mood of this baby, describe what the baby is feeling. And as it turns out, this result was very interesting because a majority of people that see the baby with the blue clothes will say that he's mad or he's angry, that's why he's crying. Because they, of course, think that the blue clothes, this is a boy. And a majority of people that see the picture, the baby with the pink clothes, would say, she's upset, she's sad, that's why she's crying. And this, of course, shows us, and I remember this clearly because something clicked, you know, when I heard this. And this shows us, of course, that people have a lot of pre-existing ideas of what male and female qualities are. And I think there's a point to identifying that in order to address these issues. And then finally, one shorter observation from professional life. Before coming to Moldova, I was working as press secretary to the Swedish foreign minister, Margot Wallström. And she had been the first UN representative on sexual violence in conflict. So she had, of course, great experience with these issues and gender-based violence. And when she assumed office in 2014, she launched what she called the feminist foreign policy. And this was initially met with a lot of skepticism and ridicule, and a lot of commentators were saying, like, why are you mixing these issues? What does feminism have to do with foreign policy? But actually, with time, this changed, and there was a common acceptance of this discourse, and even other countries started adopting similar policies. And the idea behind it is very simple. It's basically just the notion that sustainable peace and security and development is impossible to achieve if half of the population is excluded. And this was something that, working with this minister for several years, this is something that also, I think, shaped my view of these issues to a large extent. Thank you. We've seen more and more initiatives to feminize or to bring the feminist, I would say, perspective into various areas that have been thought as gender neutral, but they are helping the men. When you're mentioning the feminist foreign policy, I was reminded, like, I had some contact with groups of activists and civil society people from Barcelona, and they have a huge thing now called feminization of municipal politics. So they're trying to also bring the feminist perspective into, like, city administration, and we see that happening, and I hope that it continues. All three of you have mentioned a thing that I think we all can agree that there is not kind of enough feminism or enough feminist. We were still working to go there. We're still moving there slowly. Kind of, we want to do that. We want it to happen quicker, but a lot of things around us don't work as we want, and they kind of sometimes might actually harm our efforts. Well, thank you. I mean, I think it's very clear. I think what the ambassador mentioned as well. I mean, there's no possible way to reduce violence against women and girls if we don't engage boys and men. And, you know, this has to be done in a number of ways. One is within our families. We need to change the culture within our communities. We need to change the culture. People really do need to understand what is right and wrong. I'm not a huge proponent of punitive punishments, but also we need to be very, very clear that, you know, impunity
does not exist when violence against women and girls occur, or indeed violence against anyone, there will be consequences and you will be punished. And I think many ways, a lot of the times there is violence within the family for a variety of reasons. And there's also a whole number of reasons why those cases of violence either aren't reported or, if they are reported, aren't followed up upon. And you know, we really do need to start in the families, but also in the schools. I mean, sometimes the family environment, family culture, maybe is resistant to that sort of change. So we do need to start in the schools. I mean, in Moldova in 2020, there was 35 cases per day, every single day, reported. So clearly, and this isn't unique to Moldova, don't get me wrong, it's unfortunately a very global phenomenon. But we all have a role to play to stop it. And just before I finish, just to add to what you were saying, and a bit on the feminist foreign policy, there are a number of things that we can do at a larger level, looking at gender-based budgeting to make sure that when every time we are passing a budget, that we make sure that we're addressing issues for men and women, boys and girls, and as you said, other groups as well. And then there's also a women's caucus in Parliament that has the opportunity to review all of the draft laws to make sure that they're addressing these things equally. But at the end of the day, like many, many other things, whether it be climate change or others, you know, individual action is what counts and is what will actually change things. If you see someone being abused or hurt and you walk away, you're just as guilty as the perpetrator. So, you know, you need to be engaged even if you're not physically and immediately affected by the problem. Mr. Majeks, both the other speakers and you also mentioned that basically you becoming feminist kind of combined a general discussion existing already in the society, so some experience in schools, but also some very personal experience, like in the family, or so, like from that, let's imagine that, and we're seeing now that a lot of institutions, like state institutions, international institutions, are trying to advance gender equality. So just imagine that, let's imagine that there is like, we're kind of creating the setting, but also what is needed for regular, ordinary men and boys is also this kind of personal, I don't know, spark or message. Mm-hmm. So imagining a boy or a man that within this setting, he needs also a personal message. Like, could you imagine such a message to men and boys to get involved in fighting discrimination against women and to engage in the struggle to advance gender equality? Okay, well, my message, I think, would be on three levels. One is just thinking about it. Like I was mentioning this very simple example of Manel. If we speak about it, if we have it somewhere in the back of our minds, the next time one is organizing a panel discussion, one can think, okay, hold on, there's no woman. So it's not a revolutionary thing, but it just helps you think of things slightly differently than before. The next level, of course, is what one could describe as inaction. Because for violence against women not to take place, all it takes is for men not to be violent. So this is also a matter of upbringing, of how you set the example for your children as a father, as a classmate, and I think that is the starting point. And then on top of that, once you can start adding up the level of action, then you can already make a conscious choice as a leader, as a politician, as a civil servant. For instance, this gender action plan that we have in place foresees that by 2025, 85% of our activities will reflect on, will add to the gender equality
in one way or another, of course, it will be, again, these transversal activities. But so you can put it partly in the thinking and partly in the action part, and then you can add on top of that as being a role model. Thank you very much for your message. Mr. Virkenshaw, although this discussion is pre-recorded, let's imagine somebody, like, I would like you to imagine a message for the people, for men and boys who are watching or who will be watching this video for various purposes, with various intentions. Like, what would you, your message be, taking into account today's discussion? Well, I think, just as it has been said many times, I think that this problem has to be addressed also involving men and boys. So that's why it's so important that we have this discussion. First of all, I think we need to recognize and realize the scale of the problem, and that it's truly a global pandemic that no one is safe from. And the amount of violence against women is staggering in the world. And we all have a responsibility to do something about that. I think that it's impossible to separate this issue from the broader discussion of gender equality, because inequality and violence has many connections. When it comes to attitudes and harmful social norms, that needs to be changed, but also, again, practical things, like, for example, women's economic freedom is something that in many cases results with the woman having to stay in an abusive relationship because she doesn't have the economic freedom to leave that relationship. So I think that it's important that we also support those policies for gender equality, or even also the snow plowing issue that you brought up. It's a good example that even though it's not directly connected to violence, it's about achieving this change in society that is in order to have a higher level of equality. So I think that this is the responsibility of us all, and I think that I would also like to make the point that gender equality is not just something that is right, but it's also smart, because we do lose a tremendous amount of potential, be it economic, in health, or in education, or peace, if half the world's population is excluded. Thank you very much. Thank you very much all for your comments, for your insights, for your personal stories that you shared with us. This kind of ends our usual and unusual discussion. Usual that you have a panel of 3-4 males discussing women's issues, but unusual because unlike other panels, we're trying to discuss it from the perspectives of what we as men in various positions, but also personally, can do in order to advance gender equality, which, like, in the end, and that kind of would be my general personal message, by achieving, by fighting and struggling and implementing gender equality, we all as a society are winning. It's not women winning over men, it's we as a society are winning. Thank you very much. Cooperarea și crearea unei rețele puternice dintre femei și bărbați este un lucru crucial, dar acum cred că este mult mai important ca să înțelegem cel puțin o discuție despre rolul bărbaților și cum ei pot, prin diferite activități, să contribuie la eradicarea violenței. Din păcate, conform statisticilor naționale, și acum mă refer mai ales la studiul La Stradă din 2018, se spune că bărbații sunt cei care contribuie la și inițiază actele de violență împotriva femeilor și fetelor. Dacă iarăși fac referință la studiul de la Strada, acolo putem găsi că cel puțin fiecare al cincilea bărbat a inițiat un act de violență sexuală împotriva unei femei. Din același studiu se spune că cauzele sunt mai ales normele sociale care despre masculinitate, care promovează agresiunea și puterea față de femei. Deci avem cumva o asociere eronată față ce înseamnă masculinitatea la noi în Republica Moldova.
De asta urmăm să avem o discuție despre cum bărbații pot contribui la schimbarea pozitivă a conceptului de masculinitate, dar și mai ales cum să contribuie ca societatea noastră să devină mai sigură și una mai inclusivă și pozitivă pentru femei. Îl avem astăzi pe domnul Tudor Robu, care este reprezentant adjunct FAO Moldova, domnul Dumitru Alaiba, care este deputat și președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, și Dorin Galben, care este jurnalist. Deci eu cred că în următoarele minute o să împărtășim mai ales opiniile dumneavoastră cum putem ca și bărbați să promovăm masculinitate pozitivă, dar și cum să contribuim la eradicarea violenței față de femei și fete. Domnul Tudor Rob, dumneavoastră, prin experiența pe care o aveți și de când lucrați la organizația de alimentație și agricultură, dar mai ales experiența dumneavoastră profesională de mai mult de 15 ani în politici de dezvoltare a economiei, în Ministerul Agriculturii, Delegației Uniunii Europene și Ministerul Economiei. Cum vedeți sau care este experiența dumneavoastră și cum personal dumneavoastră promovați rolul ăsta de ca și bărbatul să promoveze egalitatea de gen, dar și cum asigurați ca femeile să fie reprezentate peste tot, dar și ca ele să aibă acces egal, în egal măsură, ca și bărbații, la mai ales domeniul care este, din păcate, la noi în țară, preponderent reprezentat de bărbați, domeniul agriculturii. Da, vă mulțumesc, este o întrebare destul de vastă. O să încerc să răspund succint la ea. În primul rând, trebuie să spun că femeile sunt dezavantajate în Republica Moldova și asta se observă în special în spațiul rural, acolo unde organizația noastră este mai mult prezentă. Factorii sunt multipli și din cauza dezavantajelor pe care le au femeile, deci ele sunt puse sub presiuni, inclusiv violență, ceea ce este un lucru destul de grav. Vreau să menționez faptul, doar câteva date, deci 60% din orele petrecute de femeile din zonele rurale, spre exemplu, sunt neremunerate, ceea ce înseamnă că ele le efectuează gratuit, fără careva mijloace financiare. Aceasta încurcă inclusiv ca să aibă oportunitatea de a veni într-o funcție de management, într-o gospodărie, sau de a exercita anumite roluri cheie. Noi încercăm să întrerupem aceste, cum ar fi, obstacole în dezvoltarea femeilor din zonele rurale și să restabilim egalitatea și echitatea în acest sens, prin intermediul programelor noastre, dar nu numai. O altă provocare este că instituțiile și oamenii din Republica Moldova nu cunosc exact care sunt datele de privind sau statistica privind situația femeilor în zonele rurale. Și aici la fel încercăm să susținem instituțiile abilitate în colectarea lor și procesarea lor, astfel încât să-și îmbunătățească politicile în domeniul gender. Dar în mijlocit asta ține, și nu în ultimul rând, asta ține și de cultura familiilor în zonele rurale, ceea ce iarăși este un efort care trebuie condus de către stat și de către partenerii acestuia și de oameni inclusiv. Și dumneavoastră, mulțumesc că ați menționat și despre statistică, mai ales că cred că lucrând în comunitățile din Republica Moldova chiar este o problemă, pentru că oamenii nu cunosc multă informație și se bazează mult pe percepțiile sau pe datele care sunt, de obicei, nu sunt corecte sau sunt eronate. Din experiența dumneavoastră, cum bărbații ar putea să lupte pentru împotriva stereotipurilor de gen, care duc la disbalansarea asta, încât bărbații de obicei gestionează și conduc mai ales afacerile din agricultură și femeile cumva și istoric sunt subapreciate?
Stereotipurile pot fi eliminate doar prin creșterea nivelului de inteligență și cultură, atât a bărbaților cât și a femeilor. Și asta noi ne străduim să facem, în special în zonele rurale, pentru că de mentalitate depinde foarte mult. În al doilea rând, trebuie demonstrat bărbatului că implicarea femeilor în afacerile din agricultură aduce un avantaj, în primul rând, bărbatului și în primul rând venitului familiei întregi. Pentru că știm cu toții că femeile pot și au capacitatea să facă anumite lucruri chiar și mai bine decât bărbații, inclusiv în agricultură. Și nu în ultimul rând, trebuie să stimulăm, să găsim acele stimulente pentru ocuparea femeilor în câmpul muncii, în special pentru lucru remunerat, și să-i dăm oportunități financiare și tehnologice ca ea să poată să se manifeste. Aceste trei elemente, după părerea mea, sunt cheia în eliminarea celor stereotipuri despre care vorbiți. Absolut. Mulțumesc foarte mult. Și dacă tot am început să vorbim despre, mai ales și date statistice și cumva politici care ar stimula susținerea femeilor din zonele rurale, următoarea întrebare vreau să dau domnului Dumitru Ailaiba, care este președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. Cum vine experiența dumneavoastră? Cum vedeți rolul integrării sau promoverii bugetării sensibile la gen? Care în sine cumva presupune, uite, ca să avem o dezagregare pe sexe, ca să cunoaștem mai bine ce se întâmplă chiar la noi în comunități, unde se cheltuie bani și cum se cheltuie bani. Să recunoaștem, la moment asta în țara noastră nu se întâmplă. Deci există la nivel de discuții, la nivel de inițiative, în mare parte din societatea civilă, însă la nivel de stat, asemenea abordare nu există. Dacă și există, eu nu spun că nu există o asemenea cunoștință sau, cum îi spune, awareness, da? Însă nu se aplică asemenea politici pentru că sistemul în continuare este unul rigid. Și intuiesc, îndrăznesc să afirm faptul că pur și simplu nu există un nivel suficient, adecvat de conștientizare a avantajelor, a beneficiilor unei asemenea abordări. Ori, după mine, problemele de gender și incluziunea femeilor, asta nu e doar discuție cum râd unii onegiști. Asta nu e idealism. Asta e, în primul rând, și economie sănătoasă. Pentru că noi, de facto, prin politicile pe care nu le promovăm adecvat, noi excludem jumate din populația noastră, care sunt femei. Noi le limităm din potențial, noi nu le dotăm cu suficiente oportunități, nu le oferim aceleași oportunități. Prin asta ne menținem economia într-un regim așa mai manual de funcționare și statul ca atare. O societate sănătoasă nu o să poată, deci o societate nu o să fie sănătoasă, în primul rând, atât timp cât noi nu avem absolut toți membrii societății incluși în acest stat și nu avem același acces la beneficiile pe care le oferă statul ăsta, așa cum sunt ele, la o avansare conform meritelor, nu conform sexului în cazul dat. Și asta este un lucru care, în sfârșit, trebuie să-l numim așa cum o merită a fi numit, pentru că doar așa o să fim o societate modernă. Noi acum avem de ales în ce parte, în general, avansăm. Ori rămânem cu toate chestiile astea seculare și 100, 200, 300 de ani în urmă, cam tot așa era, pentru că eu vă asigur, 100 de ani în urmă, atunci când femeilor li se oferea în sfârșit dreptul la vot,
Pentru că o democrație adevărată, noi în lume avem doar de 100 de ani, de când inclusiv femeilor le s-a oferit dreptul la vot. Până atunci, bărbații și așa mai departe, și mai mult, dar mult până la asta și pur și simplu, mă rog, se adunau acolo și decideau. Și cu siguranță 100 de ani în urmă erau cam aceleași discuții pe care le avem noi acum pe un subiect pe care noi acum îl considerăm normal. Dar cum să nu oferi acest drept elementar? Și iată, este de mult cazul să avem și o discuție despre incluziunea femeilor în economie, în toate ramurile societății. Da, absolut. Și eu cred că bugetarea sensibilă la gen este un instrument foarte bun și care și-a demonstrat și eficiența în alte țări, care ne arăta o imagine, cel puțin, a unde suntem noi și cum putem noi să progresăm lucrurile, răspunzând la necesitățile femeilor și fetelor, bărbaților și băieților, și celor mai vulnerabile persoane din comunitatea noastră. Dumneavoastră a spus că cumva promovarea principiilor egalității de gen este cumva și personală și nu se începe de la nivel de societate, dar cumva și de acasă. Cunoaștem că sunteți un tată a doi copii. Puteți să-mi postiți careva poate exemple pozitive de parentaj pozitiv? În primul rând, vă implicați în viața copiilor și susțineți, de exemplu, soția dumneavoastră? Asta e foarte lungă discuție. În primul rând, să fii acolo. Pentru că noi toți avem de lucru, dar eu, de exemplu, iată, în munca pe care o am acum, eu nu vreau ca peste 4 ani să mă trezesc copilul meu, are 8 ani și nu-l cunosc. Că e foarte ușor la vârsta asta să nu crești împreună cu el. Și asta a fost, de fapt, eu mai greu m-am adaptat la postura de tată, pentru că mama e mai conștientă de chestiile astea din start. Dar la 3 luni de când l-am avut pe primul copil, i-am așezat și spune, trebuie să vorbim. Când ultima dată ai stat cu copilul tău, pur și simplu să vii acasă la timp. La mine ritmul nu s-a schimbat. Eu veneam la 10 pentru că aveam de lucru, aveam întâlniri, aveam una alta. Era o perioadă intensă, cream un ONG, aveam proiecte, aveam consultanță și așa mai departe. Și cumva nu m-am ajustat. Și spune, uite, e alegerea ta. El o să crească cu sau fără tine. Și tu decizi dacă vrei să fii acolo sau nu. Și pentru mine asta a fost așa o palmă de fix pe față, în sensul bun a cuvântului, că a trebuit să schimb deodată și de atunci eu încerc într-adevăr să fiu acolo lângă ei. Și asta primul rând. Într-al doilea rând, cumva în societatea noastră, noi tratăm copiii ca pe inferiori. Noi îi tratăm ca pe jumate oameni. Da. Noi orice emoții n-ar avea el, orice, nu știu, naz, năgâț, noi îl tratăm ca pe o chestie de asta. Nu este prea important. Dar fiecare din noi avem zile în care avem dispoziții bune și avem zile așa și copii. Fiecare din noi avem, uneori suntem obosiți și mai rupem cu emoții, așa și ei, doar că la ei nici nu știu cum să gestioneze aceste emoții, ei nu le pot numi pe nume, ei nu le înțeleg. Și atunci când ești fericit, ei sunt foarte fericiți, când ești enervat, foarte enervat. Și noi, cumva, în societatea noastră, din păcate, eu e copil, așa eu. Nu e așa, eu trebuie să-l înțelegi, trebuie să fie acolo, trebuie să fii cu el și să-l ajut să treacă prin chestiile astea și în primul rând să nu-i frângi caracterul, că asta e așa de ușor. Absolut. Și să-i păstrezi această libertate. La noi în casă e permis tot. E absolut permis tot, pentru că așa e felul în care decidem noi să creștem copii, să-i creștem copii liberi. După asta o să facem reparații și pe pereți și o să vopsim din nou ce o să fie rupt și stricat. Asta este, dar e mult mai important să avem niște copii care ne văd ca prieteni și nu ca superiori
și ne respectă pentru că țin la noi și că ne iubesc, dar nu pentru că îi pedepsim. Absolut. Și nu pentru că îi apăsăm în jos elanul și îl ținem la pământ. Ei sunt atât de scumpi, toți ăștia de micuți. Te uiți la ei prin parcuri și mai departe, ai impresia că dacă sare puțin mai sus, el începe să zboară. Ei sunt așa de liberi, așa sunt ei. Doar că traumele astea pe care noi le dăm din lipsă de cunoștință, din lipsă de conștientizare, rămân cu ei toată viața. Și după asta creștem o societate insuficient de liberă. Și asta începe din familie. Eu cred că asta e cumva, noi putem să avem o discuție aparte doar pe rolul viațelor, mai ales în educația copiilor. Și mă bucur că ați atins și partea asta de gestionare a emoțiilor, că mai ales, cum știm, norma asta socială spune mai ales că bărbații sau băieții trebuie să și inhibe emoțiile, să nu le arate. Și de aici apare și partea asta masculinității, unde dacă tu îți arăți agresiune sau cumva aroganță, uite, tu ești văzut ca și bărbat la noi în comunitate. Domnul Dorin, dumneavoastră ca un jurnalist cunoscut, mai ales în regiunea noastră, prin interviurile care le aveți și prin talk show-ul care îl aveți pe canalul de YouTube, cred că sunteți un fel de model la care alți jurnaliști se uită. Care este rolul jurnalismului? Dar mai ales de a crea un discurs într-o lichidare a normelor culturale discriminatoare și mai ales acum a promovării feminitivelor. Foarte bună întrebare, mulțumesc tare mult. Eu cred că instituțiile de presă și jurnaliștii au un rol extrem de important, la fel ca și instituțiile statului, să promoveze egalitatea de gen, să promoveze în general egalitatea între femei și bărbați. Ceea ce fac eu pe online durează deja de mai bine de 4 ani. Și de-a lungul timpului am abordat diferite subiecte și de-a lungul timpului am încercat de fiecare dată să feminizez anumite noțiuni și suna stângaci inițial și pentru mine. Dar am înțeles că dacă asta funcționează în afară și oamenii au reușit asta să implementeze și să folosească feminitivele în viața de zi cu zi, de parcă ar fi o normalitate, se poate asta și în Republica Moldova. Și iată treptat m-am adaptat și eu la noțiunea de președinte, de ministră, de doctoră, psihologă și tot așa, chiar dacă sună stângaci și în continuare oamenii evită să folosească feminismele astea. Dar acum mai am comentarii de tipul, de ce spui președinte, ceea ce anterior era practic sub fiecare video. Și mie, în continuare, îmi pare extrem de responsabil și important ca jurnaliștii, în momentul în care prezintă invitatul din platou, să o facă în funcție de cine este, bărbat sau femeie, da? Președinte sau președinte, deputată sau deputat. Din păcate, nu toți fac asta. Și eu aș vrea să existe mai multe traininguri sau campanii de informare, inclusiv pentru jurnaliști, să înțeleagă cât de important este acest lucru și cât de normal este asta. Eu încerc să fac acest lucru, dar mai am colegi din regie care, eu chiar dacă spun că alături de mine este prim-ministra sau președinta, ei pun președintele Republicii Moldova sau așa. Și vine asta cumva din inerție. Eu sper tare mult că se va schimba. Ceea ce fac eu pe YouTube, în cadrul proiectului meu online, de fiecare dată feminizez funcțiile și asta a devenit cumva o normă. Și deja lumea treptat se adaptează. Dar eu sper cândva sau cât mai curând să avem o mass media care indirect să aibă o înțelegere, da? Să feminizăm noțiunile. Eu ador ceea ce fac cei de la Chiez. Deci este un exemplu de instituție de presă care, chiar dacă pe alocuri au parte de hate și comentarii care ce, cum, această profesie este tradițională a bărbaților, ea nu poate fi feminizată sau sună foarte aiurea, nu? Este normal și mă bucur că ei nu cedează, că ei vin și cu exemple, da? Și de fiecare dată mă bucur când aduc exemple, inclusiv din dicționar, că aceste formule sunt
acceptate. Și iată, treptat, văd deja că și în viața de zi cu zi, unii folosesc asta. Și nu vreau să fie folosit de feminism de doar de cei care susțin cumva egalitatea între femei și bărbați, sau doar cei care susțin feminismul sau sunt reprezentanți cumva acestei mișcări. Nu, vreau ca și să mergem în sat, oriunde, în orice colț al Republicii Moldova, să auzim cineva cum spună președinta Maia Sandu sau, nu știu, prim-ministra Natalia Gavrilița, decât ceea ce ne-am obișnuit să auzim de fiecare dată. Și da, responsabilitatea noastră este extrem de mare și responsabilitatea inclusiv a celor de pe online. Pentru că la noi se face o diferență și mi se pare extrem de greșit. Presă și cei care fac conținut online pe YouTube sau Facebook sau Instagram. Nu, cumva, dacă ai un grad de vizibilitate și un număr de oameni care te urmăresc, ai responsabilitate, în egală măsură cum o are un jurnalist și o instituție de presă. Și trebuie să-ți asumi anumite chestii, chiar dacă aparent sunt nepopulare. Dar asta cu nimic nu mi-a șterbit din imagine, cu nimic nu m-a făcut mai puțin relevant pentru mass media autohtonă. Și pe mine asta mă bucură și eu mă bucur că și alți colegi preiau exemplul ăsta. Da, eu sper că o să preiești cumva, asta o să devină în scurt timp o normalitate și mă bucur cât dumneavoastră ați menționat și Ghiezu și de acum văd mai multe surse media din țara noastră promovează și feminitivele. Dumneavoastră ați menționat de la început cumva că era cumva straniu pentru voi când ați început să folosiți mai ales feminitivele, dar personal, care a fost cea mai mare provocare într-o susținere a egalității de gen ca și bărbat? Pentru că sau principiilor feminismului, pentru că la noi cumva încă lumea nu înțelege prea mult ce înseamnă egalitate de gen și de ce trebuie de făcut lucrul ăsta. Eu am un exemplu pe care de fiecare dată îl ofer și este exemplul relația mea cu prietena mea. Eu promovez egalitatea în cuplu, da? Și greutatea cuvântului unui bărbat este egală cu greutatea cuvântului unei femei. Ceea ce la noi e în multe familii, în multe cupluri, nu există. Sunt femei care consideră o normalitate ca bărbatul să bată cu pumnul în masă și să spună că așa și doar așa poate fi și ea trebuie să se supună, ea trebuie să facă ceea ce spune bărbatul. Eu de fapt consider că într-un cuplu poate exista egalitate. Și asta nici de cum nu duce la concurență, cum unora le place să spună că nu este normal să existe concurență sau certuri pe subiecte aparent care nu trebuie să provoace, nu știu, neînțelegeri în familie. Eu mai promovez o idee ca femeia să fie independentă financiar și pentru că la noi în societate se consideră că în momentul în care te-ai căsătorit, da, fiind femeie, trebuie să fii în mare parte responsabil de copii, de liniștea în casă și de curățenie și tot așa. E bine, nu toți consider, dar prioritar, dacă o să mergem, o să vedem mare percepții de tipul ăsta. Și eu am înțeles un lucru. Cea mai vulnerabilă femeie este femeia care este dependentă financiar de bărbat. Și eu încerc și pe prietena mea să ajut cu tot ce pot eu ca ea să aibă o carieră, să reușească să obțină ceva și niciodată nu știi ce se întâmplă cu mine sau cu oricine altcineva, bărbați din anturajul femeii, și ea trebuie să-și poată asigura existența ei, eventual a copilului, a familiei. Dar de multe ori se întâmplă în momentul în care există un divorț, există un deces al bărbatului, femeia spomenește că ea nu știe cum să câștige un ban. Nu are efectiv capacități sau în momentul în care se dedică doar educării copilului. Și asta nu este rău. Dacă femeia decide că e ok să se dedice doar educației copilului și bărbatul e ok cu asta și nu încearcă de fiecare dată să o atingă, că eu sunt cel care aduc bani în casă, tu faci doar ceea ce spun eu, tu o să primești atâția bani cât eu o să-ți dau și o să mergem în vacanțele în care eu o să consider normal. E absolut ok dacă ambii ajung la concluzia asta, dar în momentul în care ea își dorește să facă ceva și bărbatul nu, că eu câștig suficient, tu stai acasă și ai grijă de copil și faci un borș călduț și macaroane cu brânză în fiecare zi de vineri, mie mi se pare asta o chestie anormală și multe femei fac sondaje deseori pe Instagram, ele sunt
dornice să iasă în societate, să iasă la muncă, dar spun că, uite, bărbatul zice că mai bine stai acasă, mai facem al doilea copil, al treilea copil. Deci, nu, de multe ori, efectiv, nu găsești pe un subiect. Asta nu înseamnă că este un subiect prioritar, interesant sau dedicat bărbaților. Dar nu, dar nu găsești în ziua aia. Sau nu poate efectiv o femeie. Zic, de asta trebuie să asigurăm în perspectivă și pe termen lung. Și poți face niște concluzii că cineva promovează sexismul sau anumite chestii doar după o perioadă destul de îndelungată, cum se întâmpla la Vduți, spre exemplu. Toți îl criticau că aducea foarte mulți bărbați și aducem. Dar este proiectul lui personal. El decide ce și cum face. Dar în viziunea mea e bine să asigur cumva o platformă de exprimare și pentru femei. Dar asta consideră el de cuvință. Dar asta nu înseamnă că el nu promovează valori și nu promovează egalitatea între femei și bărbați, discutând cu bărbați. Absolut. Și asta tot este extrem de important. Da, absolut. Și asta vreau să spun, că chiar dacă ai și, nu știu, mai mulți bărbați, de exemplu, poți să adică să aduci bărbați care, de exemplu, promovează egalitatea de gen și ca ei să fie ca un fel de model pentru, mai ales, generația tineră, care cred că sunt susținători și vă vizualizează, și ca ei iarăși să promovează și să înțeleagă și poate să schimbăm puțin normele astea sociale și mai ales despre masculinitate. Și mulțumesc că am vorbit astăzi din mai multe puncte de vedere, și din punct de vedere și din familial și din punct de vedere de politici, cum putem să susținem femeile și mai ales femeile din zonele rurale, că din păcate sunt cele mai vulnerabile, și cum putem să lucrăm și la normele în general prin mass media, pentru că așa lucrează cumva comunitatea noastră, că noi suntem influențați de multă, multă informație, și dacă multă informație asta o să fie și folosind feminitivele și promovând principiile egalității de gen, cumva comportamentele astea să devină o normă. Și nu știu, data viitoare o să vorbim despre altă tematică și poate fetele și femeile să se simtă atât de nesigure în comunitate, pentru că când ne gândim despre politică sau când ne gândim despre cum să susținem o fată sau o femeie, pentru mine e cel mai ușor când mă gândesc cum merg, de exemplu, ca și o fată tânără pe o stradă care nu este iluminată într-o zonă rurală, da? Și eu nu cred că o să mă simt în siguranță sau bine, sau când mă sun într-un transport public și avem tendințele astea când bărbații eu cred că într-o zonă neiluminată, într-un spațiu rural, nu simte nimeni super comod. Da, dar nu știu, fiind bărbat, mergi cumva mai așa, mai cu pieptul înainte, că poți fi, nu știu, să fie o neamălă nu știu cum și asta te știi și ești bărbat, dar să fie o domnișoară și una, că domnișoarele, de exemplu, ținând iar și normele sociale din familie, cumva băieții poate să meargă și se întoarcă și la 2 și la 3 de noapte. Dacă ești o domnișoară care se întoarce la 2-3 de noapte, cumva deja apar multe, multe întrebări. Ce cauți acolo, de ce vii așa, poate ești îmbrăcată cumva, și adică prejudecățile lucrează mult, mult mai în nefavoarea fetelor și femeilor. Și eu cred că noi, ca bărbați, trebuie să fim aceia care să facă ca lucrurile să schimbe, pentru că, cum am văzut și am menționat din statistici, noi suntem aceia care se implică în actele de violență, din păcate. Și sper că o să promovăm în viitor și o să susținem mai ales fetele și femeile și prin politici și la nivel începând din familie, o să promovăm egalitatea de șanse, o să comunicăm și o să creștem copiii împreună și nu o să ne trezim că, uite, asta e copilul meu și după 7 ani parcă îl cunosc, dar parcă nu îl cunosc. Și sper că și femeile sunt, cum ați spus dumneavoastră, o resursă care noi nu o valorificăm, da? Și dacă o să investim și o să susținem mai ales femeile vulnerabile, cel puțin noi suntem o țară agrară și să susținem femeile în agricultură, în gestionarea afacerilor, în cum se deschide o afacere sau în activitățile de antreprenoriat, asta poate să fie și sursa asta din criza în care suntem noi acum. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce faceți în fiecare zi, pentru că
cred că sunteți chiar niște modele și mulți voi sunteți băieți, bărbații care, la care se uită mulți băieți, care după asta ies în stradă și se comportă într-un anumit mod, pentru că așa au văzut că fac, că fac cine, că face, nu știu, un, alți bărbați. De asta, da, mulțumesc că promovați aceste valori și sunteți așa avocația egalității de gen. Și sper că în rândurile noastre să toți să fie mai mulți și mai mulți bărbați. Vă mulțumesc mult și vă doresc o zi cât mai bună. Mulțumim și noi. Mulțumim mult.